Patriarhia Română a pregătit astăzi un nou transport cu ajutoare pentru refugiații ucraineni în valoare de peste 210.000 de lei. Până în prezent, ajutorul oferit de Biserica Ortodoxă Română prin intermediul platformei Ajută cu Bucurie, în colaborare cu Federația Filantropia și cu sprijinul unor eparhii din țară, s-a ridicat la suma de 26 de milioane de lei. Un nou transport cu ajutoare pentru refugiații ucraineni a pornit astăzi spre Chișinău de la Mănăstirea Duminica Sfinților Români din sectorul 4 al capitalei. Produsele vor fi apoi distribuite atât de Arhiepiscopia Chișinăului, cât și de Episcopia de Bălți. Patriarhia Română împreună cu Federația Filantropia, prin platforma Ajută cu Bucurie, dar și prin sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, organizează un nou transport către Chișinău, acest transport fiind destinat Arhiepiscopiei Chișinăului, Episcopiei de Bălți, dar o parte din kiturile de cazare or să meargă către Universitatea din Ismail. Constă în produse neperisabile, alimente, produse igienico-sanitare, dar și kituri de cazare. Aici vorbim de pături, pilote, cearșafuri și mai avem și o cerință din partea directorului de la Misiunea Socială Diaconia să trimitem câteva produse care sunt utile unei amenajări, unei creșe pentru copiii refugiați ucraineni. Valoarea transportului care o să plece astăzi este de peste 210.000 de lei, iar ca și greutate 15 tone. Valoarea totală a ajutorului oferit de către Patriarhia Română, Federația Filantropia și celelalte centre eparhiale este de peste 26 de milioane de lei până în momentul actual. La acest sprijin se adaugă multiple servicii sociale, medicale, educaționale și de consiliere, de care au beneficiat peste 60.000 de persoane. În ceea ce privește cazarea refugiaților, locurile pentru aceștia se ridică actualmente la 12.665, dintre care 8.585 cu servicii de masă incluse.